Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș au identificat un bărbat în vârstă de 34 de ani din Călinești, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tentativă de fur calificat. Bărbatul este bănuit că noaptea trecută ar fi pătruns prin infracție în sediul unei societăți comerciale de pe raza comunei Albota, cu intenția de a sustrage bunuri, în momentul în care a fost surprins de către agenții de securitate. Bărbatul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Pitești cu propunere de arestare preventivă.